În timpul conferinței de la Potsdam, 17 iulie 2 august 1945, s-au purtat discuții fără participarea unor reprezentanți ai României și Germaniei și s-a hotărât ca datoriile reciproce ale celor două state să nu se compenseze. Astfel, autoritățile de la București au pierdut drepturile privind datoria financiară pe care Germania o avea față de statul român la 8 mai 1945, o datorie anulată de cele patru mari puteri. Și în același timp, reprezentanții cetățenilor germani din zonele aflate sub ocupație sovietică, americană, britanică și franceză nu au avut niciun cuvânt de spus în ceea ce privește decizia adoptată la Potsdam de conducătorii SUA, URSS, ai Marii Britanii și Franței. Mai mult, deoarece România a fost învinsă în cel de-al doilea război mondial, autoritățile de la București au fost obligate să achite toate datoriile pe care le aveau față de Germania la data de 8 mai 1945. Suma totală, în valoare de 1,25 miliarde de mărci germane, a revenit în întregime învingătorilor și, conform înțelegerii de la Potsdam, a fost cedată Uniunii Sovietice. Autoritățile de la Moscova au confiscat în întregime suma de 1,25 miliarde de mărci germane plătită de statul român după 8 mai 1945 pentru bunurile primite pe credit din Germania în cel de-al doilea război mondial. Apoi, o cerere de răscumpărare ar trebui să fie adresată reprezentanților SUA, Marii Britanii și Franței, care au acceptat o asemenea reglare a datoriilor dintre România și Germania, anulându-se drepturile pe care autoritățile de la București le aveau asupra creanțelor rezultate din relațiile economice cu Germania derulate în timpul celui de-al doilea război mondial.